Iar asigurarea auto obligatorie costă cam cât rata la mașină. Aici am ajuns după ce polițele RCA și-au dublat prețurile în ultima jumătate de an. Partea și mai rea este că Autoritatea de Supraveghere Financiară are în plan să majoreze contribuțiile către Fondul de Garantare al Asiguraților din partea companiilor de asigurări. Asta ar putea însemna noi scumpiri pe piața RCA. Colegul nostru, Alex Vledescu, reporter Economic News al lui CNN, are detalii. Bună seara, Alex! Bună seara și bine v-am găsit! Piața RCA trece prin momente grele și fiecare astfel de moment este plătit scump de români. Am pregătit o analiză pentru dumneavoastră cu calcule exacte. În doar o lună, prețul unei polițe RCA s-a majorat cu 60 de lei. De exemplu, pentru o mașină standard din 2014, un șofer în vârstă de 41 de ani plătește pentru o poliță RCA valabilă un an, valabilă jumătate de an, 380 de lei. Adică cu 60 de lei mai mult decât luna trecută. Luăm un alt exemplu. Un șofer în vârstă de 35 de ani plătește pentru o poliță RCA valabilă tot jumătate de an, 900 de lei față de 370 de lei cât plătea pentru aceeași poliță în urmă cu jumătate de an. Haideți să vedem acum și ce spun românii. Prețurile au explodat după ce anul trecut societatea City Insurance a intrat în insolvență. Deci am avut reducerea aia de pensionar, 40% parcă sau 50%, nu știu cât a fost, când n-am mai întrebat, dar a sărit prea mult. De la cât plăteam eu 250, deci dublu. Brokerii de asigurări spun că tinerii sunt cei mai afectați de aceste scumpiri, dar nu sunt singurii. Toți șoferii sunt afectați, dar în general firmele de transport. Și tinerii care au vârstă destul de fragedă, deoarece nu au un istoric favorabil în ghilimele, neavând mașini anii anteriori pe numele lor, automat pleacă de la o bonusare TB0. La un cap tractor, dacă până acum un an aproximativ făceai un RCA la 6 luni cu între 5.000 și 7.000 de lei, acum poate să sară de 9.000, 10.000, 12.000, 15.000 de lei. Șoferii sunt și ei nemulțumiți de aceste majorări pe care le consideră nejustificate. Cum sunt aceste prețuri? Destul de ridicate, mai ales pentru drumurile care le avem și pentru unde circulăm cu ele. Nu cred că este chiar un lucru bun. Cel puțin pentru șoferi. Ma, pentru firmele de asigurare, probabil va fi bine. Dumneavoastră, cu cât ați plătit mai mult? Cam cu 100 de lei. Pentru că pentru vârste de peste 40 de ani se ia în seamă experiența șoferului și diferența nu e așa de mare, dar pentru tineri este colosală. În lipsa asigurării obligatorii, amenda este între 1.000 și 2.000 de lei, iar certificatul și plăcuțele de înmatriculare vor fi reținute. Dacă șoferul nu face dovada plății RCA în 30 de zile de la data la care a fost depistat fără poliță valabilă, mașina poate fi radiată.